glasuri de copii, te roagă, Doamne, să vii, Duhul Sfânt la noi să vină, să avem pace și lumină, la copii să umpli sacul, la părinți iartă-i păcatul. Te așteptăm, Doamne, n-ajun, omul rău și omul bun, că Iisus azi s-a născut. Îngerii vin pe pământ, la copii să umpli sacul, la părinți iartă-i păcatul, să-l avem cu toți în gând, pe Iisus cel bun și sfânt, la necaz și la nevoi, să fii, Doamne, lângă noi, la copii să umpli sacul, la părinți iartă-i păcatul. Bună seara și bine v-am găsit, oameni buni! Acest colind aduce Crăciunul peste noi. C-o fi pe stil nou, c-o fi pe stil vechi, importanta este nașterea lui Hristos. În această perioadă anului tindem cu toții să fim cumva mai buni, mai omenoși. Să fim cu darea de mână și de inimă și să fim cumva altfel decât am fost pe toată perioada anului. Acest colind minunat a fost adus aici în platou de către membrele ansamblului etnofolcloric Altița de la Casa de Cultură din satul Ghidighici și mulțumesc tare mult Marcelei Bevza, conducător artistic a acestor fete. E coșul cu daruri pentru colindători. Mulțumim foarte mult. Vă rog să treceți dincolo de lumina reflectoarelor și vă mai aștept pe parcursul emisiunii pentru ca să ne faceți inima să tresalte de bucurie atunci când auzim Cuvântul lui Hristos îmbrăcat în note muzicale. Cât despre oaspeții mei de pe canapea, am făcut deja o tradiție ca de fiecare dată la sfârșit de an să chem câte o față bisericească împreună cu întreaga sa familie și să vorbim despre noi oamenii, despre oamenii de ieri, despre oamenii de astăzi și despre tinerele mlădițe care cresc în casa fiecăruia dintre noi. Credeți-mă, vă spun cu mâna pe inimă, nu accept să mi se recomande familie de preoți, nu accept să mi se spună pe cine să invit sau pe cine să nu invit. Așa îmi dictează inima, așa îmi dictează conștiința, așa reușesc dintr-un fel sau alt mod să găsesc oamenii pe care îi aduc aici pe canapea. Păi uite că omul care este astăzi eroul emisiunii mele este omul necunoscut pe viu, live, așa cum zicem noi, pentru mine, pentru că îl cunosc doar de pe rețelele de socializare, cumva din interviurile televizate și, dacă vreți, îl cunosc din live-urile făcute pe Facebook și YouTube. Noi, jurnaliștii, spunem că este vorba despre un preot revoluționar. Că o fi așa sau nu, el mi-a zis foarte simplu, sunt doar un bisturiu în mâna lui Dumnezeu, iar lucrul ăsta m-a pus cumva pe gânduri și îmi face o deosebită plăcere să-i spun bună seara părintelui Maxim Melinte. Bună seara! Bine ați venit la noi, iar alături de el este armata cea frumoasă de acasă. Este vorba de Coana Preoteasă, de doamna Maria, da? Și de Leon, îngerul familiei, cel pentru care trăiți zi de zi, cel pentru care munciți și cel pentru care vă face semnul crucii dimineața când vă treziți și seara când ajungeți la culcare. Ei, și acum să o luăm cu începutul. Dacă tot vorbim de oamenii de ieri, de azi și de mâine, părinte, aș vrea să-mi spuneți din capul locului, care ar fi definiția omului în viziunea dumneavoastră? Omul este creatura superioară care are o destinație, are o menire, o misiune excepțională. Să aducă binele, să aducă frumosul, să împartă dragoste cu cei din jur. Așa văd eu acest lucru. Este o definiție care am făcut acum spontan la îndemnul dumneavoastră. Și cred că așa ar trebui să percepem noi împreună acest lucru. Deci derivă și omenie, deci derivă și umanitate, toate vin de la
conceptul dragostei, compasiunii și ajutorării reciproce. Pe de altă parte, se spune, și nu de ieri, de azi, dar de o veșnicie, mai ușor va trece cămila prin urechea acului decât bogatul. Ori tentațiile timpului prezent sunt atât de multe și de mărunte, încât e greu să fii om. Așa cum ziceți dumneavoastră, în viziunea unui om cu, cum să zic eu, cu frică de Dumnezeu. E greu pentru că avem atâtea lucruri tentante în jurul nostru și dacă e să-i ascultăm pe cei care zic asta nu se poate, asta nu se poate, asta nu se poate, cum ne menținem pe linie de plutire? Să fim un bun creștin. Mi-aș dori foarte mult ca să nu folosim nu, ci să folosim ce se poate și ce trebuie să facem. Prea multe avem taburi, prea multe avem lucruri care nu permitem sau sunt inadmisibile. Atâta timp cât omul este conștient de consecințele care vor urma unele acțiuni neadecvate, antiumane, el deja nu își pune întrebarea aceasta, ce nu se poate de făcut. Da? Uh-huh. De exemplu, un șofer conștient nu își pune în cap, nu se poate debut la volan că el va avea amenzi. Da? El știe că el trebuie să respecte pe el, pentru că este conducător, pe pasageri și cei care sunt în trafic și pietoni. Și atâta timp cât conștiința îi șoptește să fii respectuos, să fii iubitor de aproapele, deja nu apare la dânsul întrebare, nu se poate. El știe ce trebuie să facă el. Așa văd eu. Vă gândiți cumva că sunteți un șofer la cârma automobilului numit parohia pe care o conduceți la Ghidighici? Pentru că nu întâmplător și fetele au fost astăzi prezente aici pe scenă. Sunt în orașele dumneavoastră, creștinile ce vin la biserică duminică de duminică și mă bucur tare mult că astăzi au venit și pe scena noastră. Nu mă văd pe mine în calitate de șofer, pentru că conducătorul este Hristos. El ne conduce pe noi. A, el e șoferul. Da, el este cel care conduce barca noastră, această corabie, care plutește pe mare vieții și ne aduce la limanul liniștit al mântuirii. Eu nici de cum nu sunt nici măcar ajutorul lui. El are sumedenii de ajutor, acei sfinți de la care noi ne inspirăm din faptele lor. Noi suntem pasageri și foarte contează că noi, în calitate de pasageri, să avem bilețele și să coborâm la stație care trebuie să coborâm. Știți, ca să nu treacă cumva pe lângă stația noastră, spunem, dar aici nu se oprește. Aici când arătăm spre rai. Bilețelul nostru sunt faptele. Acolo pe biletul este scris destinație. Cum ai ajuns? Cum ai trăit? Ce bonusuri ai adunat? Ce lucruri frumoase ai adunat în zestrea ta? Bagajul este cu tine. Vorbiți în pilde întotdeauna? Nu. Atunci când sunteți acasă, tot așa vorbiți despre bilețele, despre șoferi, despre stații la care unii creștini coboară, iar alții urcă? Sau așa vine vorba aici în studio? Se inspiră așa. Leon, eu te rog să ai microfonul și vreau să vorbim un pic. Are tata timp să stea acasă cu tine de povești? Să vă povestiți lucruri frumoase? Nu, el mă ajută... El mă învață, mama mă învață, ei sunt părinții mei. Dar ce înseamnă bunătatea în vina ta? Un om bun, un om ca să fie, ca să fie bun, trebuie să respecte regulile. Care reguli? Ce reguli te-a învățat mama și tata? Să nu... Să nu spui minciunele? Da. Să te porți frumos cu cei din jurul tău? Da, asta m-a învățat. M-a învățat să nu spun prostii. Și asta e foarte important. Tu ești elev la școală, în clasa a doua, deja, deși eu ziceam că ești doar câte o boghiță de om, pare foarte micuț, dar ești deja flăcău. Îți place școala? Da, foarte tare. De ce? Atâția copii merg la școală și nu le place, au teme pentru acasă, poezii... Texte de povestiți, de ce îți place? Ne dă teme interesante. Trebuie să despărțim în silabe, să scriem exerciții, sens opus, sens aparte. Aoleu, dar mie mi se pare atât de complicat. Mie nu mi se pare complicat. Trebuie să-mi ieși eu din nou în clasa întâi, că poate mai prind ceva la minte, nu crezi? Clasa întâi, nu. Clasa întâi era mai greu.
Ah, deci direct în clasa a doua e bine să meargă. Da. Dar când te întreabă cineva cine e tatăl tău și unde el lucrează, tu ce le spui? Tatăl meu lucrează la biserică. Dar tu mergi duminica la slujbă? Mergi duminica și tu acolo? Merg, neapărat. Merg. Și îți place? Ai răbdare? Da, am răbdare. Mă împărtășesc, țin mâinile. Cum, așa? Dreapta peste stânga, crucișul la piept? Da, dreapta peste stânga. De când eram micuț, micuț? Doamna Maria, acum spuneți-mi despre flăcăi ăștia frumoși pe care îi aveți alături. E greu să fii un exemplu pentru ceilalți, pentru că întotdeauna așa este în orice comunitate. Familia preotului trebuie să fie un bun exemplu pentru toți ceilalți creștini. Pentru că de altfel, când zice părintele ceva, zice, a, da, uite la soție sau uite la copil, cine dă predici nouă dacă el în gospodăria lui nu-și poate face ordine. Vă apasă cumva povara asta a ochilor ațintiți asupra familiei Melinte? Da, este. E greu să faceți față? Este greu că pe primul plan nu e numai familia, nici la mine, nici la soțul. Uh-huh. Și de multe ori, cu toate că avem numai un copil, dar se pune întrebarea, cine reușește astăzi să facă teme cu Leo sau cine reușește mâine dimineață, el tot mai frecventează diferite cercuri și de multe ori te sună, eu astăzi trebuie să duc la spalat, dar de aici trebuie să duc cineva după Leo, adică este greu, dar facem față. Uh-huh. Leo, dar tu ce mai faci din de școală? Să terminăm povestea asta cu școala, să știm cât de ocupat ești tu. Școala nu e școală, părt. Școală, cantă, dansuri, robotică. Aoleu, și robotică și dansuri și franceză mi se pare că faci, nu? Da, franceză la școală. Și îți place? Foarte. Dar eu în obiect cartier nu-ți place, cu orice te întreb, tu zici foarte. Tot îți place? Tot îmi place. Atunci ai niște părinți fericiți, pentru că tu îți faci singur temele și ei doar strâng roadele din agenda, nu? Da. Eu aș vrea să vorbim și despre copilăria dumneavoastră, pentru că eu întotdeauna îmi place să zic că preot de vii. Preotul nu este omul care învață o facultate și are o diplomă acasă. Pentru că asta vine din inimă, cumva, și poți să ai și 10 facultăți, dar dacă nu simți chemarea inimii, e un păcat atunci să te chinui pe tine și pe alții. Și mai mult nu-mi place să zic că e o meserie, pentru că e o vocație, e un mod și un stil de viață. Ei, și dacă mai e și o carte de muncă, cumva, acolo este altceva. Cum a pornit dragostea pentru propovăduirea bunătății și a credinței, dacă pot să zic așa? Când, așa, când erați cât Leo sau mai mare, cine a adus credința în casă și pus-o pe masă? Eu am trăit copilărie în familie unde nu au avut loc tradiții sau reguli creștinești. Uh-huh. Am apucat, sunt produsul epocii sovietice și post-sovietice. Nu zic că am avut predominat ateismul în familie, dar nici n-am pus mare accent pe unele valori. De altfel, din propria mea inițiativă, la dorința mea și la solicitarea mea, am primit botezul la vârsta de 10 ani. Și împreună cu mine am îndemnat și pe mama mea să fie și ea botezată, pentru că nici ea nu a fost botezată, ca mai târziu să îi aduc pe ambii părinți în fața Sfântului Altar ca să primească taina Sfintei Cununii. Și toate aceste lucruri au evoluat treptat. Deci nu m-am decis așa într-o bună dimineață, am spus că vreau să devin preot. Uh-huh. Nici de cum. Drumul spre această chemare, vocație, cum a spus dumneavoastră, a fost anevoios, mereu cu unele spini, așa cum spuneau anticii, per aspera ad astra, și niciodată nu mi-am pus scop să am această funcție, uh-huh, în calitate de preot, doar ca să o întrunesc, ca să fiu cu nomenclatură, cu o inscripție în carnetul de muncă. Uh-huh. Pentru mine a fi preot înseamnă a sluji lui Dumnezeu și aproapele. Până la urmă ați făcut facultate. Da, am făcut și facultate, da, iarăși nu
neapărat pentru ca să devin preot. Am făcut și masterat și doctorat în istorie și le-am combinat, le-am comasat, fiind deja în calitate de preot. Și toate aceste lucruri au evoluat prin voința lui Dumnezeu, așa spunem noi, pronie, sau participarea lui Dumnezeu în viața mea. De asta și v-am spus anterior că mă simt așa, cum un bisturiu. Am acceptat că Dumnezeu să mă ia de mânuță și să mă folosească pe mine pentru a fi un slujitor. Nu știu cât de bine fac eu misiunea mea și slujirea mea, deja voi da răspuns în fața Dumnezeu și în fața oamenilor, dar simt această chemare și această necesitate de a aduce lumină oamenilor, bunătate, dragoste, credință și nădejde. Să aibă încredere în ziua de astăzi și în ziua de mâine. E tare complicat să faceți lucrul ăsta, pentru că avem o societate tare materialistă care mereu aleargă din urma timpului cumva să-l prindă. Dar până vorbim despre lucrurile astea, eu aș vrea să spuneți cum ați întâlnit-o pe doamna inimii dumneavoastră, pentru că nu poți să te preoțești până nu ești căsătorit, din câte știu la ortodoxi. Și cumva se leagă una de alta. Destul de devreme bănuiesc că ați venit în fața altarului. Aici a fost iarăși voia lui Dumnezeu. Ați făcut facultatea împreună? Nu. Unde v-ați întâlnit? La stație? La stația de care vorbeați? Cam așa s-a întâmplat. Da, a fost tot o etapă îndelungată, a fost un proces așa, în care au avut loc diferite momente și plăcute și diferite, dificile, ca până la urmă să ne decidem și să ne luăm de mânuță și să ne hotărâm să fim o familie. Sunteți din aceeași localitate? Nu. Acest cum sunteți la vorbă când e vorba de dragoste? Maria, eu chiar vreau să-mi spui, pentru că nu oricine se hotărăște să se căsătorească cu un viitor preot, pentru că ți-am zis din start, asta cumva impune niște reguli nescrise, o etică de comportament diferită. Ori dacă nu ai fost crescută într-o familie credincioasă, așa cum zicea și părintele Melinte, e cam greu din start să pornești pe alt drum. Zi-mi, în ce familie ai crescut tu, în ce condiții, cum părinții tăi au acceptat sau cum s-au unit destinele? În familia mea, adică părinții mei și din familie, din rude, la noi era chestia cu biserica, cu chiar sunt frați de la mamă care sunt preoți. Deci dar noi nu am fost impuși, adică noi ne duceam la biserică, făceam multe lucruri de astea, dar nu am fost chiar atât de... Eram copii, spunea, stai într-un loc, stai într-un loc, ce a vorbit la biserică, să vii să-mi spui dacă mama n-a fost, de pildă. Părinții au primit foarte bine, dar eu la început, știind deja unele lucruri din familie de preoți, eu nu-mi doream să ajung aici. De asta și te întreb. Eu, pentru mine era foarte greu o viață de, adică într-o familie de preot. Ți-a fost greu la început? Și nu mi-a fost, adică este greu și acum, nu e nimic ușor. Dar de multe ori nu reușim să le facem pe toate așa cum ar trebui să le facem ca într-o familie creștin, de pildă, nu anume de preot, chiar ca creștin. Noi trebuie să fim mereu la dispoziție oamenilor. Noi nu avem dreptul să închidem telefon mobil. La ușa casei noastre poate să bată și la 1 de noapte și la 5 dimineață și nu pot să spun că nu. Trebuie să ies în prag, trebuie să acord ajutor, atenție, comunicare, trebuie să mă îmbrac și să plec prin sat și să fac o rânduială dacă este nevoie. Asta presupune mai mult timp să oferi aproapele.
Și pe bună dreptate, mai puțin timp pentru o familie, proprie familie. Noi nu avem vacanțe, noi nu avem zile libere, noi nu știm de weekend, pentru că sărbătorile la noi sunt perioade de lucru mai intens. Mm-hmm. Pentru că pe lângă faptul că soția mea este preoteasă, soție preotului, ea este și asistent social, ea mă ajută în parohie cu acte caritabile, cu comunicarea care o face ea cu copiii din familii defavorizate din satul nostru, cu păturile vulnerabile, cu cei care au nevoie de mai multe atenție, dar eu, în pofida preocupărilor mele, mai mult misionare, educaționale, nu le pot acoperi în totalitate. Iată ce înseamnă familie preotul. Să fie la dispoziția comunității și, fără doar și poate, să fie un model. Dar nu model unul exterior, da? Pentru că când vorbim despre preoteasă, neapărat trebuie să vedem o doamnă îmbrobădită cu fustă pe la călcâi. Nu, așa a venit astăzi și când am noi văzut-o... Noi astăzi ne-am pregătit pentru că este sărbătoare. Este o sărbătoare frumoasă. Și așa ne simțim noi în această sărbătoare. Dar în stradă, în rutier, în transport public, noi ne îmbrăcăm așa cum este comod. Pentru că trebuie să faci față chemărilor și provocărilor zilnice. Și trebuie să fii rapid, trebuie să fii în comoditate și accesibil. Tocmai despre accesibilitate și despre comoditate și despre confort psihologic și fizic, dacă vreți, aș vrea să vorbim, dar nu înainte să invit pe scenă ienoreașele dumneavoastră, care au zis că o să ne cânte acum o melodie care tare place părintelui și eu le-am pus și la repetiție să mi-o cânte și, într-adevăr, e o piesă creștină tare frumoasă, care bănuiesc că se cântă la sfârșitul slujbelor, atunci când copilașii, așa cum zice Leon, pun mâna dreaptă peste stânga și își așteaptă rândul la împărtășanie. Așa că haideți să ascultăm cu mult drag din nou ansamblul etnofolcloric Altița. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimenea. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge, fața lui e numai răni, pieptul-i numai sânge, fața lui e numai răni, pieptul-i numai sânge. Călător străin pribeac, cine ești? De-al cui dor tu pribegești, pentru cine ai răbdat vice fără număr, ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr, ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr. Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un rob al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, numai spin și ură, numai răni și lovituri, pieptul mi-l umplură, numai răni și lovituri. Pieptul mi-l umplură. Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii-ntregi, eu sunt vinul noii legi. N-am venit să plâng în drum răni usturătoare, plâng pe cei ce-și pierd acum ultima chemare, plâng pe cei ce-și pierd acum ultima chemare. A bătut la ușa ta cineva, hai deschide, nu mai sta, nu lăsa să plece trist, poate niciodată.
strânga lui la ușa ta, n-are să mai bată mâna lui la ușa ta, n-are să mai bată. Mulțumim, parcă au zburat și îngerii deasupra. Cumva ne-am obișnuit să batem din palme după fiecare melodie pe care o ascultăm aici în studio, dar aici parcă mi-era frică să deschid gura să zic ceva, să nu dizolv această atmosferă cu cuvintele mele. Ziceam că o să vorbim despre confort psihologic, în primul rând, pentru că sunteți numit preotul revoluționar. De ce? Pentru că sunteți cumva mereu pe linie de plutire în rând cu tânăra generație. Dezbateți mereu subiectele pe Facebook. Vă văd cu pagini întregi și predeci pe YouTube. Vă văd prezent în penitenciare, ceea ce foarte puțini preoți se încumet astăzi. Deci cumva ați trecut dincolo de imagine pe care am creat-o noi pentru preoții basarabeni, cei care stau în biserică, cei care nu au aproape că telefon mobil, cei care nu se uită la televizor, dite mai să-și facă și un cont de Facebook și să fie foarte activi acolo. Am avut în cale mai mulți oameni care m-au inspirat și m-au motivat. Și nu neapărat erau preoți, erau oameni din diferite domenii care mi-au exprimat o opinie. Vox populi. Și mi-au împărtășit cum ar trebui să fie văzută biserica în ochii lumii, în ochii societății contemporane. Deci această accesibilitate, nu neapărat prin rețele de socializare, dar prin comunicare liberă, fără grade, fără titluri și onoruri care se cuvine unui preot, unui slujitor, mi-am dorit ca lumea să simtă în biserică ca într-o familie. Ca într-o familie fericită, ca într-o familie unde toți se bucură de bunătățile și darurile în comun, prin comun efort. Da, cineva vă învinuia că Ienurea și nu o să mai vină la Sfânta Biserică, dar o să stea acasă comod în fotoliu, cu telefonul în mână sau tableta și o să privească slujbele pe care le face Părintele Maxim, că sunt mai accesibile. Nici măcar nu trebuie să te deplasezi de aici, din punctul A până în punctul B. Știți vorba ce e cu pahar, cu apă, da? Ce vezi? Jumătate plin sau jumătate gol, da? Iată, eu văd lucrurile altfel. Eu văd feedback-uri, da? Acele răspunsuri și comentarii care vin dincolo de hotarul țării noastre. Da, sunteți foarte iubit de diaspora. Din partea celor care sunt în migrație, celor care sunt dincolo de Oceanul Atlantic, care urmăresc și văd unele lucruri ce au loc în comunitate, în satul lor natal. Văd în timpul slujbii rudinelor, părinților, mamelor, aflându-se în biserică. Și chestia aceasta de resocializare sau socializare, da, ele vin să unească oamenii, chiar dacă ei sunt împrăștiți pe tot globul pământesc. Nici de cum nu vreau să aduc pe oamenii în fața monitoarelor, ci din contră eu cer pe părinții care văd copiii cu gadgeturi, cu telefoane și tablete, îi cert și spun că nu este bine. Copilul trebuie să crească o copilărie frumoasă, să măzgălească pe perete, să strice o vază, o mânieră la un dulap. Să sară în băltoacă cu noroi? Ei, așa n-am avut. Am avut accidente la poarta bisericii. Am avut diferit. Dar asta este farmecul unei familii. Unei familii vii. Unei familii sănătoase. Nu familii în care copilul simte ca un ficus. Confortabil, liniștit. El nu strigă, el nu aleargă, dar cu degetul umblă acolo, prin calculator sau tabletă, da? E o boală a secolului nostru, da, până la urmă. Deci eu nu vreau să înlocuiesc rugăciunea cu ședere în fața calculatoarelor. Cum unii consideră că eu fac lucrurile așa? Nici de cum. Vreau să fac accesibilă rugăciunea pentru cei care nu au posibilitatea să vină duminică la biserică. Persoane care stau la pat, persoane care sunt dincolo de hotarul Republicii Moldova, persoane care sunt la serviciu și au posibilitate încă și să asculte s-audă ceva, când merg în mașină. Să audă, da,
Sunt acum mai multe instrumente și mi se pare că este ceva benefic. Și biserica nu trebuie să fie una modernă. Nu biserica trebuie să se adapteze după norme, ci doar să folosim, să profităm de aceste instrumente pentru a aduce pe oamenii la Hristos. Ați spus că acesta... dacă Sfântul Pavel ar fi trăit în secolul 20, nu ar fi avut Facebook și cont și atunci ar fi propovăduit credința cumva în modul 100%. Acesta. 100%. Și era să trăiască mai mult, nu era să nimerească într-un pericol acesta a prigoanii împotriva creștinilor. Și atâta timp cât noi vom axa credința noastră pe Evanghelie, pe Scriptură, ceea ce ne-a transmis Mântuitorul Hristos, nu vom avea fel de fel de superstiții, tot fel de fel de taburi, clișeurile astea care au loc în societatea noastră. Pentru că ele vin în mare parte din neștiință. Să nu aprins focul de Sfântul Foc, da? De exemplu, este o regulă care a apărut în mijlocul țăranului, care nu știa Biblie, care nu știe că focul nu are nimic comun cu Foca. Sfântul Foca, da? Și multe, multe alte lucruri. Dar ele se suprapun, se așează una peste alta, din neștiință, din lipsă de cultură. Noi am primit botezul, majoritate din cetățenii noștri, dar noi am primit educație. Noi am primit formarea aceasta spirituală. Și aici nu vorbesc despre predare religie în școală, eu vorbesc despre ceea ce trebuie să pornească de acasă. Ce trebuie să oferă părinții prin propriu exemplu, pilda sănătoasă. Dacă copilul vrea să meargă la biserică, duminică, iar tata stă în fața televizorul și privește fotbal sau nu știu pe unde, copilul niciodată nu va avea această imunitate să meargă și mai departe în biserică, pentru că el se uită, păi tata nu face lucrul acesta. Dacă noi, fiind familie de preoți, încercăm să transmitem un mesaj și mai șchiopătăm și noi, avem și noi probleme și nu credeți că totul este ideal familia unui preot. Avem și noi certuri, avem și noi unele lucruri care apar din senin, ispite, cum spunem noi, fără doar și poate. Dar știm să le negociem, știm să le excludem iarăși. Cine cedează de obicei? Ambi. Ne oprim, ambi. Trecem în urmă, îți spornesc tot, nu, dacă ea începe, apoi cedează. Deci, independența cine începe, cine termină. Sus, boieri, nu mai dormiți, vremea e să vă gătiți. Sus, boieri, nu mai dormiți, vremea e să vă gătiți. Casa să o măturați, haile ruler, și masa să o încărcați, haile ruler. Că umblăm și colindăm și pe Domnul căutăm. Că umblăm și colindăm și pe Domnul căutăm. Din seara ajunului, haile ruiler, până-ntra Crăciunului, haile ruiler. Că s-a născut Domn prea bun în sălașul lui Crăciun. Că s-a născut Domn prea bun în sălașul lui Crăciun. Că s-a născut Domn frumos, haile ruiler, numele lui e Hristos, haile ruiler. Thank you.
Vă considerați niște oameni bogați? Da. Sau mizați pe strictul necesar? Suntem bogați. De ce? Avem liniște, pace în casă și punem pe masă. Și în rest nu vă trebuie nimic? Păi, nu aveți tot... nevoie de o mașină luxoasă cu care să vă deplasați prin sat, acolo unde aveți nevoie? Păi sunt oameni de bună credință, când avem nevoie de transport, ei ne ajută. Mai ai nevoie de o blană nouă? Păi poate am nevoie, dar mă mulțumesc cu ceea ce am, nu mor pentru ea. Niciodată nu am pus drept scop agonisirea lucrurilor materiale, doar strictul necesar. Desigur că am un telefon care mi-a dorit tot cineva, nu am cumpărat din banii proprii, că nu mi-aș permite să fac așa lucru. Nu doar pentru că nu am bani, dar nici nu am pus accente ca să cumpăr așa telefoane scumpe. Avem un televizor, avem un calculator care se pot lucra. Și o bicicletă care am cumpărat tot din cadrul unui proiect, cu care circul prin sat. Și cu tinerii, și avem excursii, deplasări, pelerinaje, împărțim prânzul cald la familii defavorizate, tot cu biciclete. Aș vrea să vorbim despre asociația pe care ați creat-o, Insula Fericirii. Și aș vrea să-mi spuneți ce faceți în această insulă a fericirii și cum ajung oamenii să fie fericiți pe insula voastră. Păi deocamdată nu facem atât de mult cât ne-am dorit să facem, că nu este gata încăperea care unde noi preconizăm să fie acolo tot ce este nevoie. Acolo e preconizat pentru cantina socială, spălătorie socială, centru de zi, pentru copii, pentru bătrâni, depinde. Dar la moment avem o bucătărie mică tot lângă casă, ca la țară. Gătim care să ducem ceva mâncare la bătrâni care nu pot să iasă din casă, copii din familii vulnerabile. Și banii de unde vin? Tot de la creștinii din sat? Da. Da. Sau de la ce plecați peste hotare? Cum funcționează lucrurile? Cineva mai donează de pe iarăși, de peste hotare. Iar și urmăresc prin rețele de socializare și întreabă părinții cu ce am putea și noi să contribuim, să participăm și noi la anumite acțiuni caritabile, să sprijinim păturile aceste vulnerabile din satul nostru. Păi acum, cu ajunul sărbătorilor, cred că iarăși o să fie ceva daruri, o să fie că... Sunt din diaspora care poate să transmită lucruri de pildă pentru igienă sau pentru ceva mai necesar pentru aceste familii. Avem mașina de spălat, am instalat-o deja acolo, sunt copii, clar că e mai greu, ei sunt mai timiți, sunt mai... Dar îndrăznesc acum, pe perioada rece, mai mult că e hainele mai groase și... Aduc să fie spălate. Să fie curate, sigur că da. Mașina. Atunci când v-am telefonat, nu am reușit să discutăm la moment, pentru că erați într-un penitenciar. Da. Cum se încarcă și se descarcă sufletul dumneavoastră atunci când intrați și ieșiți de acolo? Pentru că pentru noi, cei aflați la libertate, acel zid e unul care cumva te oprește. Chiar să fie poarta deschisă, credeți-mă, nu știu dacă aș intra. Spuneți-mi, de ce mergeți acolo? Este răspuns la chemarea Mântuitorului care spune: bolnav am fost, m-ați cercetat, gol am fost, m-ați îmbrăcat, în temniță am fost, m-ați vizitat, flămând ați fost, am fost, mi-ați dat să mănânc. Iată, aceste obiective ne-am propus noi de la bun început în comunitatea noastră. Și așa s-a întâmplat ca la o sărbătoare,
mare să avem parte de mai multe produse care le-am adunat și am hotărât să le ducem la un penitenciar. Și alături de localitatea noastră este penitenciarul Pruncu. Am găsit pe cine să vorbim, cum să, atunci nu știam încă toate lucrurile. Și am adus acolo produse pentru persoane care sunt, persoane care stau la pat și acolo, mame cu copii, că sunt și acolo mame copii, nu doar la Ruscă, dar sunt și la Pruncu. Și nu știu cum m-a captivat și mi-a tras ca cu o sfoară. Așa am simțit acolo prezența lui Hristos. M-a întrebat odată cineva la o misiune dacă l-am văzut undeva pe Hristos. Și am spus că da, l-am văzut. Pe patul de moarte, în spitale, în penitenciare, în stradă, cerșând. Am văzut pe Hristos. Și mă cheamă pe mine săptămânal să mă duc acolo. Eu mi-aș dori și mai des să mă duc, dar nu reușesc. Mi-aș dori să ofer mai multă atenție lor. Dar este un program, este alt regim, este, sunt unele criterii, condiții care nu-mi permit nici să... Cum se leagă discuțiile acolo? Ce viseau ei și speranțe? Cum încercați să le spuneți că există o lumină la capătul tunelului? Știți, când eu ies de la penitenciarul Pruncu și traversez calea ferată, că să ies la șosea care duce spre sat, aștept fie că trece rutier, autobuzul, fie că cineva mă ia cu mașina și cei care mă iau, treabă, părinte, dar ce căutați aici? Cei care încă nu știu. Uh-huh. Zic, iată, am fost la penitenciar, da? Dar ce ați făcut acolo? Zic, iată, am făcut slujbă, am spovedit, am părtășit sau altceva am făcut. Și ce, vine lumea la biserică acolo? Zic, nu mă credeți. Săptămânal, la fiecare slujbă, am de la 50 până la 100 de persoane private de libertate. Ești un număr foarte mare, de care nu poate să bucure o biserică din oraș sau din sat. Și acești oameni nu vin ca să cerșească ceva. Unii dintre ei refuză să meargă în ziua respectivă la judecată, pentru că știu că părintele vine să facă slujbă. Iau mai multe speranțe pe o consiliere, pe un dialog, pe cuvântul Evangheliei care vor ascuta, decât să meargă în instanță de judecat. Pentru că știu că aici este totul corect, pentru că totul este bazat pe credință. Iar acolo poate să fie negoț și omul nu va căpăta ceea ce așteaptă în realitate. Cum să negociem cu Hristos bucata cea mai bună de pâine? Spuneați dumneavoastră că doar 20% din creștini vin la biserică pentru ca să se roage. Ceilalți vin pentru o minune. Pentru că uităm că de rugăciunea trebuie să fie de trei feluri. Rugăciune de laudă, rugăciune de mulțumire, rugăciune de cerere. În mod practic, noi știm să cerem. Ești de când în când mai spunem bă, da proste, mulțumesc Doamne pentru asta, asta. Dar foarte rar știm să aducem laudă lui Dumnezeu. Să lăudăm și să-L admirăm și să punem în capul familiei noastre anume pe Hristos. Și dacă am ști aceste trei lucruri, vă asigur că ținând cont de laudă care să aducem zilnic lui Dumnezeu, pentru cerere n-am mai avea nici timpul, nici nevoie. Pentru că Dumnezeu știe necesitățile noastre, știe de ce avem nevoie, știe precum un părinte știe de ce are nevoie copilul. Copilul are nevoie de educație, are nevoie de o hăinuță, are nevoie de mâncare. Celelalte nu sunt utile și nu sunt folositoare. Exact așa și noi. Nu trebuie să cerem bunăstare, nu trebuie să cerem succes la examen de bacalaureat, ci trebuie să cerem să fim buni, să fim înțelepți, să fim harnici, să fim receptivi. Și dacă lucrul acesta vom cere și vom aduce aminte de necesitățile de bază care avem nevoie, n-am avea nevoie să cerem nuntă cu succes sau vânzarea imobilului cu succes și multe alte. Ce facem cu icoanele făcătoare de minuni? Cumva, mi se pare că dacă mergem la o astfel de icoană, toate dorințele noastre deodată se împlinesc. Știți, în dimineața învierii Domnului, merg în penitenciar cu aghiazmă să stropesc darurile care au persoane private de detenție în celulurile lor, în camerele lor și am intrat într-o celulă care erau foarte mulți deținuți
și a ieșit unul, probabil că era de o altă confesiune, ca să mă provoace la o discuție, ca să-mi dea așa în nas cumva că uite că preotul cu icoane, cu aghiasmă, nu știu ce, și îmi pune întrebare. Ei, dar și unde scrie în Biblie despre aghiasmă? La ce folosești? Au vrut să mă încerce, da? Să mă pui într-o capcană așa față de ceilalți colegi de cameră. La care eu am spus așa, știi frate, chiar dacă ți-ai turna aghiasmă de cap până în picioare, dacă ai bea în loc de apă, aghiasmă, zilnic, dar aici nu ai nimic, nu-ți folosești. Și dacă ți-ai înconjura camera aceasta de sus până în jos cu icoane făcătoare de minuni, dar porți ură și dușmănie față de colegul tău din dreapta, nu te ajută la nimic. Iată un răspuns al meu personal. Deci icoana făcătoare de minuni devine atunci când omul este un făcător de binele. Știți cum zice zicala? Nu locul sfințește omul, ci omul sfințește locul. Noi nu venim să sfințim casă. Noi venim să binecuvântăm oamenii care locuiesc într-o casă, să le aducem binecuvântarea lui Hristos și să învățăm să fie buni cu vecinilor, în mijlocul familiilor, să respecte unul pe altul, să iubească unul pe altul, necondiționat. Nu pentru că așa trebuie, nu pentru că așa ne-a învățat părintele la biserică, nu pentru că noi să avem un câștig, un profit, ci pentru că este firesc, este ceva natural. Haideți să vorbim și despre spiritul Crăciunului, pentru că tot suntem în preajma acestor sărbători care, cumva, ziceam eu chiar de în start, ne îndeamnă să fim mai buni. Asemenea, acestor icoane făcătoare de minuni la care venim cumva și credem că odată rugându-ne la ele o să ne se împlinească toate dorințele, așa ne punem speranța că și de la Crăciun încolo o să fie mai bine și o să ne simțim mai bine și o să avem mai mult și o să ne dea Dumnezeu succes la bacalaureat și o mașină frumoasă și un mire bănos și așa mai departe. Cum ne pregătim de această sărbătoare frumoasă? Cu fia pe nou, cu fia pe vechi, ziceam, important este să credem în nașterea lui Hristos care a venit pe lume spre mântuirea noastră. Familia Melinte, cum se pregătește? Păi ca orice familie, desigur că în tot timpul să avem grijă de casa noastră, să fie curat, să fie, când așteptăm nașterea unui copil, totuși pregătim să fie ordine în casă, să fie curat, așa și cu ajunul nașterii Domnului. E o sărbătoare foarte mare, să pregătim ceva și pentru zâmbetul celor copii din familii vulnerabile, să se bucure și ei de această sărbătoare. Leon, când primește cadouri? De Crăciun sau de Revelion? De Crăciun? Când și cum reușim. Pentru noi, sărbătoarea nașterii Domnului este întâi de toate sărbătoarea la biserică, care este strâns legată, așa cum a spus și soție, cu darul pentru cei care vor veni la biserică, pentru copii. Dulciuri, concert de colinzi și anual noi pregătim și unele colete pentru copii din familii defavorizate, unde punem nu doar bomboane, ciocolate, dar punem și strictul necesar. Hainuțe de iarnă, obiecte de igienă, astea, lucruri care, de care iau nevoie. Și această sărbătoare trebuie să ne facă nu doar mai bun, dar să deschidă un pic portițele noastre. Așa cum se cântă în colindă, da? Deschideți portițele, da? Cui să deschidem portițele? Să deschidem celor care nu au nimic pe masă în ziua respectivă. Și eu vă asigur că sunt sute de oameni în țara noastră care nu au nimic pe masă în ziua respectivă. Că e Paști, că e Crăciun, nu au nimic. Și nimeni nu știe de existența lor. Dar nouă ne este bine. Unde e confortul acesta vine? Să ne fie cald, să fie bine mersi, să arătăm la televizor, să facem fotografii, să punem pe Instagram, pe Facebook, cum am întins eu masă de sărbătoare. Nu, lucrurile acestea noi trebuie să uităm. Noi trebuie să vedem dincolo de poarta, de gardul nostru, să vedem pe cei care nu au sărbătoare, care nu au văzut sărbători, care nu au fost niciodată la circ, care nu au fost la delfinarium, care nu au mâncat elementar niște cartofi fri, care nu au mâncat înghețată. Ați făcut asemenea lucruri și v-ați simțit cumva
Un păcat sufletește? Nu doar le-am făcut, dar și-am motivat și pe alții să facă. Și vedeți câtă satisfacție au acești oameni care învață să dăruiască. Pentru că a iubi înseamnă a dărui. Noi percepem și cerem cumva de la copiii noștri să ne iubească. Cerem de la Dumnezeu să ne iubească. Dar Dumnezeu întâi s-a dăruit, s-a jertfit pentru noi. În același sens și noi trebuie să ne dăruim unui altuia. Vorbiți atât de blând și de calm, încât gândindu-mă la mine și la semenii mei, îmi dau seama că nu este atât de ușor să faci lucrul ăsta, pentru că, da, știți ca vorba aia, citim cărți motivaționale unde îți scrie că dacă faci așa cum scrie pe pagina 20 și pe pagina 50, o să fii cel mai de succes om din lumea asta, după care închidem cartea și cumva nu reușim să punem în practică lucrurile astea. La fel se întâmplă și cu aceste acte de caritate, dacă pot să le zic așa mai lumește și pe înțelesul tuturor, parcă auzim, parcă vă credem, parcă punem plus și zicem de mâine o să fac și nu știu cum nu facem. Nu știu cum uităm. Suntem grăbiți, ocupați, dar poate o să fac mâine, dar poate o să fac altul că e mai bogat și are mai multe decât mine. Tentația asta a timpului în care trăim e mult mai mare decât curajul de a face o faptă bună. Ăsta cred că este cuvântul potrivit. Cum să avem curajul să ne trezim dimineața și să zicem am 500 de lei în buzunar, dar mi-am trebuit numai 100 astăzi. Și 400 să-i împart cu ceilalți. E greu să motivați creștinii, prietenii dumneavoastră să facă lucrul ăsta? Să aibă curajul să facă un bine? Păi, cred că nu. Sunt zile când oricine poate să ajungă în o gradă bisericii și să spună eu personal nu pot să ajut pe cineva, vă las ceva și aveți grijă mai departe. Și asta deja e un... Și atunci asta se fotografiază, se pune pe Facebook ca să fie exemplu și pentru alții, nu? Da, faci o etichetare. Nu, pur și simplu sunt persoane care bine, care vor să rămână incognito și asta este... Credere. Ei au lăsat ceva bani, de pildă. Deci au spus, ca omul data viitoare să fie mai încrezut, desigur, el a văzut că ceva s-a făcut și el își dă seama. Noi, de pildă, spunem mulțumesc și atât. Care înțelege, el înțelege singur. Asta e de la mine, asta e de la tine, asta e de acolo, asta e de, nu știu, produsele care din altă țară, care totuși ei singuri își dau seama. Și ei deja decid, mai ajută în continuare sau nu. Lucruri mici se fac cu inima mare. Nu trebuie să legăm cumva sau să punem accent de a face bine doar cu ocazia unei sărbători. Eu sunt categoric împotrivă. E adevărat, dar zicea măcar acum să măcar ne pară curajul. Măcar acum nu este destul. Pentru că bătrânica care stă în stradă și cerșește, ea nu mănâncă doar de Crăciun. Ea vrea să mănânce în fiecare zi. Copiii cei boschetari care stau la Hotel Național, ei nu vor să mănânce doar de la Paști sau cu ocazia hramului orașului. În fiecare zi caută mâncare. Și de aceea noi trebuie să ieșim din aceste... din zona de confort și să ieșim din aceste reguli, că de sărbători noi trebuie să facem asta. O să apară sute și mii de reportaje de acte caritabile. Nu-mi place nici treaba asta. Noi în fiecare zi, așa de altfel, Rosalina, noi am ales și un logo în insula noastră Fericire. Am spus, în fiecare zi facem ca viața oamenilor să devină mai bună. Și când am făcut o poză pe Facebook sau undeva, nu am făcut ca să primesc like-uri, ca să fie apreciat. Spun, wow, ce super, Părintele Maxim, am făcut asta. Nu, eu am etichetat persoane care au dorit să fie văzute, care și au acceptat. Și cumva să fie o continuitate. Da, ca să fie continuitate. Și pe urmă scriu în privat sau mă sună, părinte, dar uite că am văzut că a făcut cineva, cum aș putea și eu să ajut? Cu ce aș putea? Fiecare cu ce poate. De că încet, încet am ajuns la finalul emisiunii, dar nici nu mi-am dat seama cum s-a scurs timpul. Vreau să cred că emisiunea de astăzi a fost ca o cană cu aghiazmă pentru cei de acasă, dacă pot să spun lucrul ăsta, și vă dau voie să spuneți un gând frumos pentru toți creștinii care ne urmăresc și care așteaptă o minune cu adevărat mare. Știți, unul din Sfinții Părinți spunea că pe pământ nu putem restabili raiul. Da? Dar cel puțin să nu-l prefacem în iad. Să axăm lucrurile noastre pe dragoste
Și în fiecare familie mi-aș dori foarte mult să destăinui respect reciproc. Copiii să ia exemplu părinților în ceea ce fac părinții. Părinții să devină oglinda pentru copiii lor și respectiv deja copiii când vor crește mai mari vor deveni și ei oglindă, imagine, ambasadori propriilor părinți. Ah, ce frumos a zis cu ambasadori. Leo, ne-o-ți doresc să devii un adevărat ambasador al părinților tăi, pentru că ai niște părinți minunați care pot fi dați exemplu o țări întregi, așa că ai grijă ce-ți dorești pentru viitor, pentru că s-ar putea să și primești de la părinții tăi să aveți pace și liniște sufletească și un car de sănătate. Asta, în primul rând, vă doresc și mulțumesc foarte mult că ați fost oaspeții studioului nostru. Iar ultimul cuvânt este unul muzical de pe scenă. Vin cu un frumos colind, membrele ansamblului etnofolcloric Altița de la Casa de Cultură din Ghidighici, așa cum ziceam, nu întâmplător, pentru că într-un fel sau altul sunt legate fetele duhovnicește de Părintele Maxim de la Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Ghidighici. Iar celor de acasă, simplu, ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. O seară bună tuturor! Aprindeți luminile, aprindeți luminile, tăti gospodinile, tăti gospodinile, și ascultați cuvintile, și ascultați cuvintile, din tăti colinzili, din tăti colinzili. N-astă seară toți așteaptă, n-astă seară toți așteaptă, să urăm pe lângă poartă, să urăm pe lângă poartă. Feciorii umblă curatul, feciorii umblă curatul, fetele cu semănatul, fetele cu semănatul. Semănăm vorbe frumoase, semănăm vorbe frumoase, să aveți bucurie în casă, să aveți bucurie în casă. Busuioc verde pe masă, busuioc verde pe masă, rămâi gazdă sănătoasă, rămâi gazdă sănătoasă, rămâi gazdă sănătoasă, rămâi gazdă.